În fiecare an, în ziua de 15 august, Comuna Potlogi îmbracă straiele de sărbătoare. Și anul acesta, Primăria și Consiliul Local Potlogi s-au îngrijit de pregătirea unui program de manifestări dedicat acestor zile, păstrând tradiția instaurată în anii precedenți. Comuna Potlogi este într-o permanentă modernizare. Avem proiecte în derulare, unele începute pe timpul mandatului regretatului primar Catrina, altele în implementare, altele în asociere cu Consiliul Județean, din partea căruia am primit sprijin, în special din partea domnului președinte Corneliu Ștefan, și aici vorbesc de un drum ocolitor în lungime de 8 km și jumătate, apă și canalizare în toată comuna, o asociere privind modernizarea unor artere principale din satul Potlogi, acolo unde avem toate utilitățile, și bineînțeles multe alte proiecte pe fonduri europene, cum ar fi o școală în satul Românești, o grădiniță cu 6 săli de clasă, o creșă în satul Potlogi, o sală de sport în satul Vlășeni, un centru de zi pentru persoane vârstnice, și multe alte parteneriate cu Consiliul Județean Dâmbovița în vederea achiziționării unui microbus școlar, dotarea școlilor, 335 de racorduri gratuite pentru apă și canal prin programul PNRR și alte modernizări de drumuri și străzi din comuna noastră. Urez la mulți ani Comunei Potlogi, potlogenilor, oriunde ar fi ei în țară și în lume, la mulți ani sărbătoriților de astăzi și Fecioara Maria să-i binecuvânteze. De plânge bucuroasă, nu știe ce să mai îndemne, plânge când plec, că nu știe dacă mă mai revedeam. La mulți ani, Potlogi! La mulți ani, potlogeni, oriunde v-ați afla, în țară și peste hotare. Astăzi, de ziua Comunei Potlogi, vreau să spun și eu la mulți ani măriilor și mărinilor și Sfânta Maria să vă binecuvânteze. Astăzi avem onoarea de a avea lângă noi o echipă puternică, frumoasă, a județului Dâmbovița, echipa PSD. Echipa PSD care a fost, este și va fi mereu alături de noi pentru o comună prosperă care, după cum vedeți, se dezvoltă zi de zi, implementând noi programe, continuăm programele începute de regretatul nostru primar, domnul Catrina Nicolae, iar la momentul de față suntem la achiziție cu foarte multe programe și implementăm alte programe. Și avem tot sprijinul domnului președinte al Consiliului Județean pentru noi programe în comuna noastră. Aș aminti doar câteva: școală la Românești, grădiniță, creșe, drum ocolitor de 8,5 km, asociere cu Consiliul Județean pe arterele principale, acolo unde avem toate utilitățile, sală de sport, îmbunătățirea tuturor drumurilor și alte modernizări, centru de zi în satul Vlășeni pentru persoane vârstnice, și aș putea continua încă 10 minute. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi de fiecare dată când hotărâți cine să vă conducă destinele, și sperăm în continuare să fiți alături pentru a merge pe un drum bun alături de echipa PSD. Doamnelor și domnilor, domnul președinte al Consiliului Județean, președinte PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan. Mulțumesc mult, domnule primar. În primul rând aș dori să spun și eu un sincer la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Mărie, tuturor măriilor, marinilor, un sincer la mulți ani, să fiți sănătoși și Dumnezeu să ne dea gândul cel bun. În al doilea rând vreau să urez tuturor locuitorilor Comunei Potlogi un sincer la mulți ani. Astăzi este ziua dumneavoastră, o zi frumoasă, cum este comuna dumneavoastră, o zi în care aveți tot dreptul să vă simțiți bine, să vă distrați și, bineînțeles, să vă gândiți la viitorul copiilor noștri de la Potlogi și din Dâmbovița.
Am venit astăzi împreună cu o echipă puternică, o echipă care sprijină necondiționat toate proiectele pe care domnul primar Catrina Nicolae le-a început în comuna dumneavoastră și chiar dacă nu se află printre noi astăzi, este de datoria noastră să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru această comună, dar în același timp vreau să-i mulțumesc și domnului primar actual, Viorel Drăghici, pentru că a continuat aceste proiecte importante pentru Potlogi și, bineînțeles, împreună cu echipa PSD, împreună cu echipa de consilieri județeni, împreună cu echipa de parlamentari, împreună cu mine, cu doamna prefect, am continuat și, bineînțeles, am gândit și proiecte noi pentru dumneavoastră. Așa cum a spus domnul primar, avem foarte multe proiecte în Potlogi, avem proiecte în asociere, avem proiecte pe care primăria dumneavoastră le sprijină din bugetul propriu, dar în ultimul rând avem și proiecte care vor veni în viitor pentru dumneavoastră. Vreau să vă asigur că voi sprijini toate proiectele, pentru că pentru mine și pentru județul Dâmbovița, comuna Potlogi este foarte importantă în dezvoltarea județului nostru. Dăm cuvântul domnului primar de la Volintiri, Igor Hâncu, primar frate. Bună ziua, potlogeni, stimați locuitori al comunii Potlogi, domnul primar Viorel Drăghici, vreau să vă mulțumesc mult pentru această invitație și nu ați uitat că suntem înfrățiți, suntem în continuare înfrățiți și vă aduc un mic suflu basarabean. Iată așa, dacă vedeți, mă deosebesc de toată echipa PSD, puțin. Vreau să vă mulțumesc într-adevăr că rămâneți să fiți alături de Volintiri. Domnul Catrină, Dumnezeu să-l odihnească în pace, a fost într-adevăr un prieten adevărat al satului Volintiri. Am pornit împreună să facem multe proiecte, sperăm să le continuăm. Vreau să mulțumesc locuitorilor și să știți că sunteți așteptați în satul Volintiri. Noi, cu ajutorul primăriei domnului Catrină, sper cu domnul Drăghici să continuăm acel proiect și vă așteptăm să vedeți rezultatul acelor activități. Mulțumesc, domnul primar, și să știți, trecând prutul am observat că se cam usucă, cred că se dispară hotarul. Vă mulțumesc! Potlogi, la mulți ani! La mulți ani, Potlogi, vă mulțumim și nu uitați că urmează un program extraordinar care se încheie cu un extraordinar foc de artificii! Sărbătoarea noastră, cea mai frumoasă sărbătoare, să știți că Dumnezeu ține cu noi. Eu vin din țară și plouă, așa că ăsta e semn bun. E de bine, pentru că și eu pot să îmi fac treaba, așa cum se spune, bine. Și dumneavoastră să vă bucurați de acest spectacol, de acest festival minunat. Eu, împreună cu dumneavoastră și cu inginerul de sunet, Johnny Americanu, vă vom face pentru început, pentru că abia a început să deruleze acest spectacol. O să aveți surprize minunate în continuare. Eu zic să-i dăm drumul și mai povestim după. Pentru început, un cântec de ascultare ca să ne împrietenim mai bine toți de prin toate părțile, din toate colțurile, să veniți aici aproape, să ne cunoaștem, să vă privesc și eu ochi în ochi și după să jucăm, că e sărbătoarea voastră. Hai, muzica, maestre! Locul meu, am ce vreau și ce ne vin.